Doamne, lasă pe Predispoziția numărul 264 din 5-12 a domnului primar a convocat Consiliul Local Corbasca în ședință ordinară cu ordinea de zi pe care tocmai ați avizat-o, ați verificat-o, cred că veniți și cu propuneri și doresc să fim operativi. Rog pe domnul primar să deschidem și să începem ședința. Bună ziua, domnule consilier, vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre de a participa la ședința ordinară a Consiliului Local Corbasca de astăzi. Avem pe ordinea de zi un număr de 6 proiecte de hotărâre. Rog pe domnul președinte de ședință să dea citirii ordinei de zi, după care intrăm în prezentarea proiectelor de hotărâre. Deci, proiect de hotărâre numărul 95 din 5-12-2022, privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Corbasca, județul Bacău, pe anul 2022. Proiect de hotărâre numărul 96, privind instituirea unui drept de uz de serv și servitute cu titlu gratuit către Delgaz Grill asupra terenului în suprafață de 3100 metri pătrați, aparținând domeniului public al Comunei Corbasca, situat în sat Marvila, județul Bacău, pe durata de existență a instalațiilor de utilitate publică de distribuire a energiei electrice. Proiect de hotărâre numărul 97, privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță, de asistență și de reprezentanță juridică. Proiect de hotărâre numărul 98, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe locale pentru anul 2023. Proiect numărul 99, privind prelungirea termenului de valabilitate a documentației de urbanism, plan urbanistic general al Comunei Corbasca, cu regulamentul local de urbanism aferent. Proiect de hotărâre numărul 100, privind înființarea serviciului social, servicii de asistență comunitară la nivel de compartiment, în subordinea Consiliului Local al Comunei Corbasca, județul Bacău. Dacă supuneți de acord, supunem pentru aprobare pentru proiectul. Vă mulțumim frumos. O să luăm fiecare proiect de hotărâre să-l prezentăm și dacă aveți probleme, veniți cu propuneri, cu întrebări pentru lămuriri, da? Proiectul numărul 95, privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Corbasca. Am făcut, practic, această ședință mai devreme, motivat de faptul că am primit sume pentru bursele elevilor și având în vedere faptul că luna decembrie este luna sărbătorilor și pentru copii e normal să se întâmple lucrul ăsta, pentru a putea fi puși în plată, era normal de ca banii, ca sumele să intre în buget și în urma rectificării ele sunt introduse în bugetul local pentru a putea fi plătite copiilor. De asemenea, au venit ultimele sume pentru încălzire de anul trecut, vreo de 7100, pentru copii 99.000 de lei. Știți că am aprobat, cred că luna trecută, cuantumul burselor. Da. Da? Da. Deci cam asta conține rectificarea de luna aceasta. Proiectul numărul 96, privind instituirea unui drept de uz și servitude cu titlu gratuit către Delgaz Grid asupra terenului în suprafață de 3100 de metri pătrați, aparținând domeniului public al Comunei Corbasca, situați în statul Pogleț și Bacioiu. E o greșeală aici de redactare, probabil din cauza că numai cine nu muncește, nu greșește. Pe durata de existență a instalațiilor de utilitate publică și distribuție energie electrică. Este vorba despre o lucrare care a trenat în timp. Ea este demarată, cred că, de vreo peste un an de zile. O perioadă a stat așa, într-o stare latentă, pentru că Delgaz Grid-ul, ca și operator de rețele, a considerat că e o investiție mare, o investiție mare care este foarte utilă pentru noi. Asta înseamnă că trebuie executată de dumnealor o conexiune între Pogleț și Bacioiu, așa încât
problemele pe Drăgești care apăreau permanent în urma intemperiilor și a fenomenelor violente, naturale și a tuturor ploilor, că la un moment dat și dacă transpira o rândunică și zbura peste vreo două rețele, se întrerupea curentul, știți? Au revenit și au mai remediat, au mai înlocuit din, știu eu, componente, dar această lucrare este necesară, motivat de faptul că atunci când apar probleme pe Șișcan Drăgești, urmează să fim cuplați pe automat, să lucrează automat pe Pogleț Răcăciuni, partea altă, da? Așa încât comuna Corbasca să nu mai aibă probleme din acest punct de vedere și să nu mai avem parte de acele întreruperi tracasante și deloc plăcute pentru toată lumea. Lucrul ăsta a fost posibil datorită insistențelor mele. Eu am fost cel mai supărat om, că am zis, băi, atât timp cât e și scump curentul și să avem și curent și știu că eu încasez întotdeauna când se întrerupe curent. Domnul primar, dar nu știți din ce cauză. Păi asta e mai puțin accesibil și până și mie, că na, chiar dacă sunt primar nu pot să știu de ce se întrerupe curentul. Ei, pentru întreruperile dese de atunci am făcut demersuri și la instituția prefectului și la nivel de Delgaz Grid și am ajuns până pe la Parlament că am făcut un tărăboi de nu se știa, de nu mai puteam să mă cer decât cu ei. Și au luat această hotărâre, s-a făcut un studiu de fezabilitate și la fel și la Marvila, aceeași problemă cu oamenii de acolo, știți povestea, de asta s-a ajuns în stadiul ăsta, că altfel nu, dacă nu, țin la ei, nu se întâmplă să realizeze nimic în țara asta, trebuie să cer drepturile, că altfel nu. Eu sper ca lucrul ăsta să se întâmple, oamenii sunt hotărâți, au venit cu documentația la noi și asta ne dă încredere că ce se vorbește va fi și pus în practică. Proiectul numărul 97, privind aprobarea achiziționării servicii consultanță și asistență sau reprezentare juridică, în urma raportului de audit extern, speța apărută în legătură cu SC Girona PSA, nu poate fi remediată sau tranșată decât în instanță, drept pentru care, conform legislației în vigoare, suntem nevoiți să vă solicităm aprobarea achiziționării servicii de specialitate pentru reprezentarea în justiție. Dumnealor au încasat pentru drumul de la Vâlcele niște sume în plus. Auditorii Camerei de Conturi Bacău le-au identificat și ne-au dat sarcină să le recuperăm. I-am chemat în Comisia de Conciliere care este la nivelul instituției. Dumnealor n-au vrut să recunoască, sigur, susținându-și dreptatea fără niciun echivoc și atunci soluția finală rămâne hotărârea de instanță. Vreau să vă spun că noi am folosit raportul Camerei de Conturi și într-o altă speță cu dumnealor, speță în urma căreia solicitau sume suplimentare pentru această investiție pe care am pomenit-o mai devreme. Am câștigat în procesul pe care l-am avut cu dumnealor, nu a apărut încă hotărârea. Sunt convins că vor face apel și vor face și celelalte demersuri, că nu se opresc ei la Gironapul, fiind recunoscut ca o societate din care trebuie să fugi. Da, din păcate, asta este soarta noastră în sistemul ăsta de achiziții publice. Nu ai cum să fugi, că dacă sorții hărăzesc să ai parte numai de ăștia, de ăștia ai parte, știi? Nu poți să scapi de ei. Vin cu tot felul de criterii și câștigă licitații, după care iai clienți și noi avem o istorie îndelungată cu Gironap, din păcate nu prea fructuoasă și fericită pentru noi. Chiar deloc plăcută. Chiar deloc plăcută. Purtăm bolovanii pe care i-au produs pe aici așa cu un spinare, da? În sfârșit, sperăm să scăpăm de ei, să nu mai auzim de ei niciodată. Proiectul numărul 98, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a unor alte taxe locale pentru anul 2023. Ați avut pachetul cu impozite și taxe locale. Dacă l-ați studiat, ați putut observa că taxele sunt doar influențate de creșterea inflației, lucru obligatoriu la momentul respectiv și în orice alt moment în care se aprobă aceste taxe. Apare o taxă de canalizare pentru cei care utilizează canalizarea de la blocuri. Știți că am avut
o sumedenie de controle din partea organismelor abilitate, urmarea unor reclamații a domnului cetățean european pe care îl avem și ne reprezintă cu stoicism în capitala Europei. Reclamații nefondate. Gestionăm un sistem de canalizare empiric realizat de fostul regim care a condus țara, pentru care încă suntem datori să mulțumim. Fiind în inventarul domeniului public, a trebuit să ne ocupăm, avem obligația să-l administrăm. Drept urmare, sumele cheltuite trebuie și recuperate de la cei care utilizează, pentru că așa scrie legea, că nu poți beneficia fără să plătești o taxă de, știu eu, utilizare. La fel se întâmplă și cu soarele acum, din păcate, l-a zis că din perspectiva de recomandare a Comisiei Europene ajunge la noi ca o taxă imperativă, adică nu mai putem discuta de nimic, dacă să, eu știu, râgăie vreunul pe la Bruxelles, la noi ajunge tratat și trebuie respectat sau regulament, în sfârșit. Asta e situația, o să ne supărăm, o să, eu știu, știu că impactul nu este unul plăcut, lumea o să ne taxeze, dar nu avem ce face, pentru că auditul extern și nu numai vin și verifică și în afară de faptul că o să ne oblige să încasăm, să recuperăm aceste sume, ne mai adaugă și penalități și dobânzi și eu știu ce mai adaugă la sume, așa încât nu suntem, eu știu, foarte fericiți să accesăm așa ceva. Taxa de apă crește cu încă un leu, pentru că ați văzut, nu, nu știu, eu încerc să cred că lumea o să înțeleagă într-un sfârșit că nu putem consuma, indiferent de faptul că ne permitem să plătim acest preț la, la nesfârșit și poate într-un sfârșit, într-un orizont mai îndepărtat, rațiunea o să învingă și o să înțelegem că apa este prețioasă și că nu putem să ne batem joc de ea atât timp cât asta vară, spre exemplu, foraje de adâncime au rămas fără apă. Da. Eu încă mai sper și cred că lumea de la Corbasca poate să înțeleagă lucrurile astea și am încredere că chiar dacă o să mai fim și taxați, ne asumăm lucrul ăsta, nu avem ce face. Cheltuielile sunt mari, chiar dacă noi încercăm să facem față cu ce putem la fenomenele care apar, nu e ușor să gestionezi acest sistem. Suntem în procedura de autorizare, spre exemplu. Cred că ați învățat ce înseamnă lucrul ăsta de atâta timp de cât sunteți în Consiliul Local, muzică dumneavoastră. Nu este deloc comod să mergi și să te ploconești la toată lumea și permanent apar condiții noi, apar lucruri care te bulversează, te întorc de unde ai plecat și iarăși taxe și iarăși controle și iarăși analize și iarăși, da. Am ajuns că nici avizatorii nu se mai înțeleg între ei vis-a-vis de lucrurile pe care le cer. În condițiile în care, fără să mă gândesc că aș putea da vina pe cineva sau să puresc pe altcineva, sunt sisteme autorizate care sunt jalnice față de ce avem noi la Corbasca. Dar asta este altă chestiune pe care cei în drept n-au decât să verifice, să compare dacă doresc. Adică dacă eu am zonă de protecție conform legii și n-am un metru dintr-o zonă de protecție, la alții, dacă au 16 metri pătrați, e suficient pentru zonă de protecție. Mi-e trebuie 400 de metri pătrați. Păi din 400 de metri lipsește un metru. Pentru metru ăla trebuie să fac demersuri la București ca să-mi vină soluție de la Institutul Național. Ceilalți care au 16 metri sunt avizați, n-au nicio problemă. Și lucrurile astea pe mine mă deranjează. Am discutat la toate nivelurile, sper să ia decizii în legătură cu asta. Da. Asta este. Dacă o să ne înjure cineva, avem încă un frigider pus acolo separat și aștept să îl umplem. Dar nu-i băga la corect. Alea bune nu s-adună, alea rele s-adună, știți că nu e loc. Proiectul numărul 99
privind prelungirea termenului de valabilitate și a documentației de urbanism, planul urbanistic general al Comunei Corbasca, cu regulamentul aferent. Aici este o problemă cu care venim de vreo câțiva ani în fața noastră. Planul urbanistic încă n-a putut fi avizat. Probabil că, din păcate, la anul o să ajungem în instanță cu domnul proiectant. Eu vin și nu văd altă soluție. E nevoie de niște clarificări pe care dumnealui trebuia să le comunice la Ministerul Dezvoltării. Unde a ajuns documentația spre avizare de vreun an și ceva de zile. Dumnealui refuză să le producă, motivând de faptul că nu-i aparțin. Și din conflictul ăsta între noi, eu i-am explicat domnului proiectant că a făcut o achiziție publică în baza unei legi. În momentul în care produce o documentație, în baza legii respective, ești obligat să prezinți o documentație completă pe care avizatorul nu are cum să ți-o reproșeze sau să vină să-ți ceară clarificări pentru ea. În momentul în care apar solicitări de clarificări, ești obligat ca și realizator al acestei documentații să o completezi cu cele necesare, solicitate. Nu poți să vii la mine să-mi ceri să fac cu altcineva completarea documentației pe care tu ai produs-o, în baza legii pe care o pomeneam. Motivat de acest aspect, probabil că o să mergem în instanță, dumnealui să plătească toate dandalarele care derivă de aici și sunt convins că o să câștigăm, pentru că chiar dacă este un contract de achiziții publice, un contract comercial, dumnealui trebuie să răspundă de complexitatea acestui document și să vină cu el. Pentru mine a fost jenant, vă spun, a fost la comisia de analiză la nivelul Consiliului Județean și mie îmi pare rău că sunt familii în care apar probleme, e adevărat, nu poate să fie totul perfect în lumea asta, dar după ce te desparți de cel cu care te ajutai, nu poți să mai prezinți același nivel de competență și atunci folosești niște copii care lucrează la tine și nu știu unde e Corbasca pe hartă, ori tu vii să faci un plan urbanistic, care este o lucrare atât de complexă încât nu putem să ne jucăm cu chestiunile astea. Planul urbanistic cuprinde tot ce înseamnă specificul comunității pe care o descrii. De la zonele de risc până la tot ce înseamnă construcții și, știu eu, urbanismul în general. Extinderi cu zone, cu puguri, puzuri și tot ce... Da. În sfârșit, asta este. Trebuie să prelungim documentul respectiv pentru un an. Legea ne permite să mergem cu această hotărâre de Consiliul Local în fiecare an. Funcționăm în baza ei. Și vom vedea. Sperăm ca să o deblocăm, să iasă de aici. Și ultimul proiect de hotărâre, proiectul numărul 100, privind înființarea serviciului social, serviciul de asistență comunitară la nivelul de compartiment în subordinea Consiliului Local al Comunei Corbasca. Aici suntem membri într-un proiect implementat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Noi am reușit să obținem autorizarea serviciului de asistență socială în cadrul acestui proiect. Și era bine dacă venea domnul Tăbăcaru, dar nu l-aș chema că ne încurcăm în porologia lui și mă doare capul să-l mai auzi încă nu jumătate de oră. În comisie cum astea? Dumnealui este cel care lucrează în proiect. Domnul secretar, știți mai multe despre lucrul ăsta? Știți sigur că... Eu l-am pus să-l refac. M-am raportul. Dat, ca și raport, ca și proiect, l-am văzut. Din câte am dat seama, pe acest tip de proiect se lucrează și celelalte cu care noi suntem în proiectul ăsta cu copiii. Da. Să vedem. Până când o finalizăm, dacă mai are ceva... De abia s-a întors de la o perfecționare, la un workshop din ăsta pe la Tușna, pe unde am fost ei, să ne explice despre ce vorba, pentru că e vorba de un nou serviciu. Noi mergem pe legislație și codul administrativ ne permite să înființăm, dar să vedem ce înseamnă, cu ce vine completarea organigramei, cu ce vine, știu eu, un serviciu. Ca și organigramă.
serviciu în cadrul compartimentului. Am înțeles. În același compartiment de asistență socială, desfășurăm un serviciu de protecție, sau cum să spun așa. Serviciu comunitar, asistență comunitară. Da. El are 4 posturi acolo. Psiholog, da. Nu știu ce, dar deocamdată organigrama nu permite nici, pentru că organigrama se aprobă după bugetul local următor. Și dacă guvernul îi mai dă voie să mai angajăm în continuare, dar sunt funcții publice, e mai rău și ne trebuie vreo 4 posturi acum. Da, da. Noi avem specialiști, numai că nu avem legislație. Cam asta este ordinea de zi de astăzi. Nu aș închide până să nu vă anunț că sigur o să mai avem o ședință extraordinară. Aș vrea să fie într-un cadru festiv, chiar dacă printre ordine cu asta, printre subiectele discutate acolo, o să mai insinuăm un pachet din măsurătorile alea pe care le avem pe străzi, pentru că trebuie să închise până la sfârșitul anului și eu vreau să fac un pic de efort să convingem pe cei care lucrează să grăbească ritmul. Așa că la sfârșitul anului să avem hotărâri posibil, cu aprobarea în Consiliul asupra fețelor rezultate în urma măsurătorilor. Poate în ianuarie, dacă le depunem la OCPI, să iasă cărțile cadastrale, cărțile funciare și tot ce înseamnă. În februarie, înțeleg că putem încărca pentru proiectul de alimentare pe gaz. Și atunci ar fi rușinos ca noi, cei mai mari din ADI-ul, pe care îl aveam, să fim cei mai în urmă cu documentația pe domeniul public, pe unde o să fie sistemul ăsta. Da, pe 20... Vreau să vă fac pe 20, o secundă. Da. Pe 20 decembrie, asta înseamnă marțea viitoare, mă gândeam eu să facem o convocare, o ședință extraordinară, motivat de faptul că atunci am stabilit ca... Și cred că aveți și hotărârea, cred că tot pe 20, hotărârea anterioară, aia cu programul manifestărilor. Da, da, da. Pe 20 avem sărbarea poporului de iarnă, deci, pe 20. Obiceiuri și tradiții și tot ce înseamnă, tot ce derivă de aici. O să vină iarăși Busuiocul la noi cu spectacolul lor de tradiții. Marți, 20 marți, vă rog să nu vă faceți program și să... Dacă e inactul, atunci e bine. Poate aveți un mor, domnule, pentru să ne-l aduceți ca să facem și semnificația inactului și să... Facem ședința de la 10. Să bucem de mâine aia noi. Doar programul e tot la 12. Și sper ca să fie o sărbătoare frumoasă, la fel, măcar la fel de frumoasă ca și anul trecut, o să vină copiii să ne colinde și să ne încânte cu ce au ei pregătit. Avem și noi surprizele noastre, ansamblu profesionist folcloric Busuiocul vine cu spectacole, tradiții și obiceiuri, cu capra, cu tot ce avem noi, cai și tot ce... Să vedem ce... Fără fasole, fără... Capra de tăia lemne? Noi vă invităm la grădiniță, domnul primar. Veni și la grădiniță, dar mai bine vedeți asta. Ei sunt mici, se aducem acolo în frigolă, nu știu. Noi am pregătit un program. Dar nu aici, aici la primărie ne organizăm și aici stea la căldură. A, nu, din la căldură. Aici, în curte, ei ne rugăm. A, scurte, de la căldură. Ei pune să cântăm la urmă aici. Noi... Facem miercuri, grădiniță. Poftim. Facem miercuri. Pe luați vacanță pe 21, nu? Poate 22. Pe 22, joi, da. Pe 22 și dăm la grădiniță, noi avem sărbarea la grădiniță, programul prezentăm. Dar așteptăm pe Moș Nicolae de la primărie, nu vrem să dăm... Înseamnă că rămâne pentru miercuri, e mai bine așa. Marți, suntem aici, miercuri, mergem acolo. E Moș Crăciun ăsta. Moș Nicolae n-a trecut. Moș Nicolae, în ce scuzi, Moș Crăciun, da. Da. Sau Moș Junilor, ce mă rog, da, nu, Moș Crăciun. Noi suntem obiști cu Moș Junilor. Vreau să fac o precizare. Cele 4 funcții care sunt opuse aici, da, nu sunt ocupate, pentru că în compartimentul de asistență avem un asistent social funcționar public, tărăcarul, un asistent medical comunitar, doamna Brânceanu, da, ne-ar trebui un mediator sanitar, da, și un psiholog. Am înțeles. Pisalom.
Psihologul, psiholog vine următor. Psihologul avea la centru care trebuie. Funcții publică cu studii superioare, asistență socială, pentru că nu avem, că Mădaru și Lilea, că nu au funcții de asistență socială, deplinesc atribuții și să vedem dacă o să găsim și o funcție pe funcția asta de viitor să angajăm. E foarte important. Da. Asta fiind ordinea de zi, vă rugăm, domnul președinte, să faceți înscrieri pentru urmările de cuvânt și să vă stăm la dispoziție și eu. Da, dar nu nici nu am dat exact să uităm. Pentru că sunt trei. Am primit azi. Da, sunt trei. Da, sunt trei. Sunt date pentru hotărâri. Da, în legătură cu taxele, cum se vor calcula cele pentru canalizare, de exemplu? Vor fi fixe sau în funcție să... Ce măsurătoare va fi? Cred că se raportează la consumul de apă și vor fi cumva consumul de apă care taxe, de salubrizare, care funcție de apometru, cât apă intră, tot atâta trebuie să iasă. Apa uzată trebuie să... Dacă nu intră, nu iese. Dacă nu intră, nu iese, e clar. Deci după apometru, ce intră, trebuie să iasă. Pe persoană. Așa, deci se consumă apa pe apometru, domnul Rama. 4 lei. Cine nu are apometru, se calculează la paușal. Este alt criteriu de calcul. Că eu nici nu știu dacă toți de la blocuri au apometru. Asta sigur că au. Nu știu, nu știu. Păi da, dumneavoastră, știți că avem dumneavoastră? Da, dar în mare parte, ca da, au fost obligați. La Corbasca? La Bacău? A, la Bacău, da, dar vorbim de Corbasca. Vine Corbasca. Nu, aici, nu știu, la noi. Mă îndoiesc să aibă tot. Și eu mă îndoiesc. Așa. O să facem o verificare. La oraș, totuși, nu? Așa ar trebui. Da. Ca să dăm numai pe foane. Pentru că cine era intre, să dăm numai pe foane. Nu la cât consumă. La numai pe foane. La numai pe foane. Vreau să vă spun că pe lângă autorizările pe care le așteptăm de la Direcția de Sănătate Publică, de la Serviciul de Gospodărie a Apelor și de la Agenția pentru Mediu, urmează să autorizăm serviciul la preluare la ANRSC, care îmi spune franș, fără niciun fel de ocoliș, că nu poate nimeni să preia acest serviciu până când aparatele de măsură nu vor fi pe domeniul public. Punct. Deci toți cei care astăzi avem aparatele de măsură în curte, trebuie să ne așteptăm că pentru bugetul următor, sigur că da, noi o să căutăm resurse să modernizăm acest sistem de înregistrare a apei consumate prin scoaterea aparatelor de măsură la nivelul proprietății, așa la limita proprietății, așa încât ele să poată fi citite oricând de angajații primăriei Corbasca. Mă gândesc și cred că nu este o, știu, o fantasmagorie la modul în care aceste aparate de măsură se produc astăzi în format inteligent și funcționează ca și contoarele de energie electrică. Pot fi acționate de la distanță. În momentul în care n-ai plătit, poți fi închis direct de la primărie, fără niciun fel de... Și mă gândesc pentru anul următor să prindem o lista de investiții, modernizarea sistemului în legătură cu acest aspect, pentru că noi vrem totuși să-l predăm unui operator autorizat. Nu avem la Corbasca, ne chinuim ca aia pe cruce. Dumnezeu să ne ierte pentru pronunții, enunții. Nu e regulă la data asta să fac cu doi oameni mentenanță pe un sistem de 30 km lungime și nu numai. Apar probleme diverse, probleme de tot felul, pe care încercăm cum putem și noi să le gestionăm. Da? Da, dar cu condiția că dacă eu am venit și am citit contorul luna asta și în termen de 30 de zile n-ai achitat,
să fie întreruptă. Da. Să produc la Botoșani aponete inteligente, am văzut, uitându-mă la meciurile de fotbal a echipei de acolo. Pentru că la Băciui sunt foarte multe familii care consumă apă în bătaie de joc. Știu. Și aha, dar ce? Plătesc eu. A, da, plătesc eu. Exact așa zic. Da, plătesc eu. Ce-i treaba? Trebuie legal la curent, trebuie legal la internet. Nu contează, vezi, am găsit soluții. Așa este și nu numai la Băcei, să știți că și la Băcei am trimis doi oameni care s-au întors cu 35 de lei în casă. M-am mai spus parcă, da? Și nu-i corect ca un casier și încă un însoțitor care merg să citească apometrele, sunt casieri dintr-un sat unde sunt sute de consumatori, doar 35 de lei. Omul ăla nu și-a câștigat nici banii lui, nici măcar... De la 100 de consumatori au luat câte 350. Da. Păi dacă motivăm tot timpul că nu avem, nici noi nu avem. Când vine factura de curent, eu nu am nicio de unde plăti. În momentul în care l-ai închis, sigur o să scoată banul din buzunar. Da. Taxa din salubritate crește și ea? Păi crește la momentul ăsta doar coeficientul de inflație. Am avut o discuție acum vreo 3 luni cu o cantitate de gunoi livrată. Era de 6.000 de tone. Dacă o depășeam, plăteam în plus. Dacă nu depășim, rămâne mai puțin. Mai asigur că am depășit-o, nu? Noi ne ia după cantitatea predată la rampă. Am înțeles. Noi plătim taxa individual la prețul stabilit, dar acolo când se face total general sau ia 10.000 de tone... Și am depășit 6.000 de tone? Dar, domnul secretar, după cât se minte la ultima ședință, o mai scăzut. Ce? Pe perioada asta, da. O mai, nu, perioada nu, asta. O mai scăzut taxa aia care ne-o luau ei, de la 1.000 și ceva tona, cât era la domnul primar. Da, dar e obligația să predai selectiv. Dacă vrei să cadă prețul la menajer, ai 50-50 fracția de menajer cu selectiv. Ori la noi, nu știu dacă suntem la 10%. Nu scoateți tomberoanele alea la mulțumesc. Dar ce să le facă tomberoanele? Au bidoane din toți și ăștia mă luat. Vă dă unde pune bidoane? E greu. Avem acum, poate dă Dumnezeu să prindem investiția asta cu centrul ăsta de colectare în aport voluntar, așa încât să avem unde să trimitem oamenii cu deșeuri. Pentru că vin și mă întreabă, ce fac cu haine? Unde să... Păi nici la nivel de județ nu există soluția la dispoziție. Ce fac cu mobila pe care o arunc? Unde o arunc? Ce fac cu deșeul din construcții? Ce fac cu animalele moarte? Eu trebuie să gestionez lucrul ăsta. Adică chestia e o chestie atât de complexă care atât de necesită. Animalele moarte se pot îngropa ușor. Asta e... Păi, dar stai un pic acolo, dacă ați citit documentația, are și un container prevăzut pentru chestia asta. Până vine cel care operează și vine să-ți ridice calul mort de la Corbasca pe care l-a aruncă lenea pe izlaz, îl pui acolo, ai depozit de fric și îl ții acolo și îl dai în condiții de securitate. Îl duci la vulgără, că ce-l ții? Îl duci la vulgără. Dar nu e problema mea cu unde duci operatorul. Eu trebuie să am un loc unde să le adun, să le țin până vine cel cu care la parte. Taxa de salubrizare pe persoană fizică de la 9 lei s-a dus la 10 lei. Pe persoană juridică de la 606 la 637 per angajat. Taxa de apă, persoană fizică de la 7 la 8 lei, la persoană juridică de la 7 la 8 lei, canalizare, ce vă spuneam, 4 lei metru cub, de cea care intră în apometru, care intră trebuie să iasă. Doar dacă inundă vețiul... Deci în loc de 8, plătești 12. Da? Da, 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 nu vă mirați că la Bagoi 20 de lei. Metru cub de apă și canal. Dar vreau să întreb și eu ceva. Da, vă rog. Taxele astea am văzut, au creșteri, da? Un aici l-am văzut la clădiri, crește coeficientul de la 1,05 la 1,10%. Așa. Dar crește și funcție de inflație, că am văzut undeva... De inflație. Am văzut undeva pe acolo că au pus inflația pe 23 cu 5,1%. Deci o să adauge și 5,1% la creșterea asta de 0,5. La ce taxe ca să mă uit? La toate. Inflația e la toate pus. Eu am dat un exemplu la clădiri. La clădiri. Îl mulțumim cu eficientul de inflație. Deci crește odată. La clădiri din beton, prima aia, da? Crește față de anul trecut, da? La metru pătrat. De la 1,05 la 1,010. Atât. Ok. Și atunci crește și cu 5, după ce au crescut cu 0,5, mai crește și cu 5,1%? Este calculat în ea. Păi nu cred. Asta ce zici tu la nivel național, 5,1%? Toate. Păi da. Zona care suntem și
1,05 la 1,05. Vreau să se explice dacă o să crească și cu... Poftim? Suntem în zonă defavorabilă, suntem scuteți. Eram cu 4%. E 5% inflație. Care e centru comun, Corbasca, are 1,10. O să ne aducem pe domnul Covid în ședința următoare să-mi clarifice aceste aspecte. E plecat în... Dar sistemul de plăți tot ăla de la Suceava l-avem? Așa, trebuie ca de la 1 ianuarie... Nu știu să lucrăm de pe Suceava. Să schimbați... Să suntem singuri din județ. Am știu că am votat odată o cumpărare de soft pentru... Deci 80% din mediul rural acum am internet, dar care îl folosesc cât de cât fie așa bun, 23%. Cam așa. Atât. Da, am văzut și eu statistica. Din cauza sistemelor de plăți. Ba da. Cauza primăriilor. Nu acolo. E adevărat, nu, ne luare dreptate. Noi suntem vinovați pentru că nu facem demersul legal. Cauza primăreilor. Deci noi trebuie să ne scriem în ghiseu.ro, da, lucru care ar da acces populației să plătească online tot ce înseamnă taxe și impozite. Și cine impede? Dar de aici derivă o grămadă de obligații. Și nu vreau să dezvolt acum pentru că ne fibrează domnul și Savu de la București. În primul rând ar trebui prin internet care să fie perfect. Așa să rămâne la percepția că la Corbasca stă cu pixul mână. La Corbasca sunt făcute lucruri, pași importanți făcuți pentru, știu eu, modernizare, dar, da, dar mai sunt lucruri care ne țin în loc, motivat de reticențele unora față de progres. Să fiu mai elegant în exprimare. Ăla care vrea să facă... Deci ca să putem să fim în ghișeu cu Pro, la 1 ianuarie eu trebuie să pot încasa. Trebuie să aibă cont deschis. Da? Eu când... Sau la 1 februarie, da, hai să zic, o luni de zile suntem în live. Nu toată lumea la Țărănoaia are conturi deschise la plăți. Să știți că sunt copiii celor de la Țărănoaia care au conturi. Toată lumea. Și care sunt interesați la chite taxele bătrânilor, nu are nicio problemă. Și caută pe ghișeu cu Roco una Corbasca și nu o găsesc. Eu am 2 ani sau 3 ani de când cer și aștept să se întâmple lucrul ăsta. Aștept să se întâmple, mai ales de... motivat de un aspect pe care eu îl consider important și am avut așteptări mari, promovarea unora la trepte de salarizare mai mari și de aici am așteptările pe care le am. Deci aștept de vreo 3 ani de zile scrierea în ghiseu.ro, aștept de vreo 3 ani de zile automat de asta din casă la primărie, la caserie. Aștept multe lucruri pe care nu știu câtă răbdare m-am să le aștept. Da? Dar începând cu 1 ianuarie o să am altă abordare vis-a-vis de anumite chestii. Anul ăsta mi-am propus să nu fiu grinj, să nu stric sărbătorii nimănui și să nu mă transform. Da, am și o răbdare cu limitele... După CNP, introduci CNP-ul, poate te duci eroi chitanță și e plecat. Da, e foarte bună și îndreptățită abordarea. Mulțumesc pentru asta și consider că e un sprijin pentru mine. E nevoie să trecem și noi în altă etapă, pentru că aveam un prieten care spunea că dacă suntem negri, asta nu înseamnă că suntem și mai slabi de minte. Știți? Deci avem oameni cu pregătire care trebuie să implementeze lucrurile astea. Solicitările sunt și cred că sunt și înscris, da? Și așteptările sunt momentan neconvingătoare. Dar o să le facem concrete, repede. Altcineva? Dacă mai sunt...
E rușinos, la secolul 21 să te trezești că ești catalogat de un secretar de stat de la Ministerul Finanțelor, că stai cu contabilitatea în creion. Adică nu cred că există cărtul în România, poate doar oamenii din munte care stau săraci izolați și au mai rămas doar aia bătrâni să nu aibă acces. Dar și aia, un telefon, o cartelă cu acces la internet, fără niciun fel de problemă. Noi cu atâtea posibilități, e jenant pentru noi. Trebuie să lăsăm capul jos, tăcem din gură și luăm politica struțului. Lăsăm afară doar ce poate fi bântuit. V-am spus, derivă multe responsabilități și modificarea ritmului nostru lent de muncă, pentru că fiind români, nu putem să trecem pe bariera asta, ne ține ceva în loc. Avem o capcană care ne ține, nu se vede, dar ea ne ține acolo. Nu putem să ne mărim ritmul de lucru nici dacă... Așa e birocratic fiind tot. Deci la timpul Ceaușescu erau 500 sau 600 de mii de oameni care lucrau la stat, da? Atunci da, nu era internet, nu era nimic, totul cu hârtie și pix. A pus 1.600.000 și digitalizarea... Și mergem acolo ca înainte. Și da. Da. Și aici cel mai multe date. Strict, parcă pentru locuri de muncă să fie făcute, să găsești numai băboi de aia pe la... Un te duci la ANAF, știi tot. Păi dacă tineri, tu nu vrei să muncească. Ei, da, nu vrei să muncească. Mă bag puțin. La bursa locurilor de muncă de la 4.400. Problemele sunt complexe și ele merită analizate și au specific un fiecare loc de muncă în parte. Păi de ce se grește? Nu-i ușor. Ușor avansez. Nu jignește nerecunit. Vrei să faci avere într-un an de zile? Nu se poate. Da, altcineva, vă rog, sunt proiecte de hotărâre importante. Vă rog să luați cuvântul legat de ordinea de zi, domnul președinte. Dați cu ciocanul masă. Da, nu are ciocanul. E destică. Da, nu știu, domnul secretar, dacă... Nu mai zic. Deci, dacă mai era domnul viceprimar, să nu vei completa, dar e în comisia de recenție. Notezi la ședința următoare, vine contabilul și ne explică. Da, cu siguranță. O să fie domnul consilier, domnul consilier de la venituri, o să fie invitat. Clar trebuie să rețineți că impozitele și taxele nu s-au majorat decât doar cu coeficientul de inflație. Spune-mi asta, e clar. Chestiunea tehnică o să ne fie explicată de domnul consilier. Nimic mai mult. Ca urmare, vorbind de telefonul fără fir, la capătul rețelei se va ajunge că taxele s-au triplat. E, da, nu recordează. De unde rezultă? Telefonul fără fir. Deci doar coeficientul de inflație. Punct. La noastră, cei mai mulți ați înțeles despre ce e vorba. Creșterea este reprezentată doar de coeficient, mulțirea coeficientului de inflație, care este cel public și național. Nu este un coeficient la Corbasca și unul la... Vă sună într-un minut, sunt în ședință de consiliu. Da? Cu respect. Da. Altcineva? La diverse... Iluminatul public, domn primar. Uite, acum am întrebat băieții ăștia dacă pe uliță schimbă becuri și a zis că păi nu interesează, doar numai a stradală. Nu s-a angajat să facă. Dar ulița nu-i stradă sau cum e? Nu știu. E o stradă mai mică? Nu știu, nu știu cu cine ați vorbit dumneavoastră, dar... Cu băieții ăștia care au venit dimineața la prima oră. Există un contract de mentenanță a sistemului de iluminat public stradal. Ulița este un drum sătesc, care e tot stradă, se numește, numai că noi spunem uliță la Corbasca. Da. Are aceleași caracteristici funcționale ca și strada principală, care este asfaltată. Chiar dacă ulița nu e asfaltată, are becuri. Și becurile alea fac parte dintr-un sistem integrat de iluminat public, care a fost modernizat în ultima perioadă. Dacă dumnealor au modernizat sistemul de iluminat, asta nu înseamnă că vor face mentenanță doar pe sistemul modernizat, vor face pe întreg sistemul. Dar încă nu sunt la curent cu informațiile și dacă nu sunt la curent, noi putem rezilia cu dumnealor, că nu suntem foarte îndrăgostiți de ce au făcut. Adică... Domnul primar, să l anunțăm și pe colegul nostru că după nomenclatorul stradal, fiecare uliță din comună are denumire de strada X, strada Y și așa mai departe. Există riscul ca din cauza acestei modernizări am lăsat să rămânem fără iluna festiv. Motivat de disfuncționalitățile apărute în urma lucrărilor de modernizare. Lucru pe care dumnealor trebuia să-l pună la punct până acum. Eu nu mai am răbdare și le-am explicat lucrurile astea neau, și așa cum știu eu.
da? Mai buruienos. Dar dacă nu înțeleg, o face și înscris cu pixul și rezilierea e doar un act, poate fi unilateral. Dacă dumnealui nu își face treaba, avem la dispoziție o mie de ofertanți. A venit probleme. Dimineața la noi, a deschis capacul ăla la transformator, se uite ca muta la așa și zice, domne, ați aprins becurile la altăieri. Nu s-a mai declanșat. Da. Și uite, băi, vezi că ceasul ăla, că acolo are un ceas. Astăzi comisia de recepție stabilită prin dispoziția primarului este în teren cu constructorul, cu dirigentele de șantier, cu reprezentanții SECE, cu specialiști. Dumnealor, cei care au executat lucrarea au cerut recepționarea ei. Eu am rugat comisia de recepție să facă ce are scris conform legii în obiectul de activitate. Respectiv, să stingă sistemul de iluminat, să-l programeze pe secinul de sabrită, să vedem cum funcționează. Stăm lângă el 5 minute, jumătate de oră, o oră, că nu sunt obligat astăzi, dacă am recepție deschisă, să o și închid astăzi. Eu pot să o închid și luna viitoare, dacă sistemul nu e funcțional. În afară de acest aspect, sistemul are o perioadă de garanție. Da? În perioada de garanție, dumneavoastră sunt obligați să vină, să facă și să răspundă la toate solicitările noastre. Dacă nu vin, face iarăși obiectul rezilierii contractului pe care îl avem cu dumnealor. În afară de faptul că le se pot imputa și daune interese motivat de faptul că produc disconfort comunii corvați. Da? Iar lucrările din garanție, mă scuzați, sunt gratuite. Pe cheltuiala lor. Sunt gratuite, fără discuție. Nu sunt eu vinovat că nu merge ce au făcut dumnealor, da? Chiar nu vreau să mai tolerez niciun fel de aspect legat de asta, pentru că toate sunt în capul nostru și nu, chiar nu mai putem. Eu le-am spus dimineața, mai programat ceasul, e 8.20, programați-l la 8.30, urcați-vă sus, astupați aia cu ceva ca să fie întuneric și așteptați până la 8.30 sau la 8.25. Și când vine la 8.25 aia fiind astupată, trebuie să facă poc și să aprinde luminile. Da. S-a uitat la mine, a apăsat pe un buton, s-a aprins. Apa la? La Margina. Era băiatul la port. Da, zona aia, port, toată partea aia, nu am avut domn primar, nu am. Nu știu ce se întâmplă. Nu se mai audă nimic. Deci, nu am avut. Și stinge la mușchi. La Margina a avut o avarie, zona costat de acolo s-a rupt o sudură în pământ și au rămas rezervoare cu fără apă. Și în momentul în care s-au umplut, sigur, instalația de la Marvila Prisa, așa se întâmplă, cu sigur care e pe pământ, își trebuia inisită. O săptămână? Da, de o săptămână. Săptămâna de mult a fost avarie, au curs 200 de tone, s-au dus pe părău, da? Pentru că nimeni nu a dat un telefon decât după ce nu mai e apă. Dom'le, nu mai avem apă, dar nu a fost nimeni că a umflat betonul apă atât de tare o curs, că era fântână arteziană. Nu a spus nimeni nimic. După ce mai este o măsură, după ce mai este să jene să vă mai spun. Dar de ce să vă măsure că mai dacă eu, păi puteam să mai, na, limităm din pierdere, nu? Adică mergeam să închidem robineții, să nu curgă apa acolo. Era simplu de... Și mai este la accent de acolo, izvorește apă din pământ, eu nu cred că izvoră. La, cum cobor la Mărbila, după mare, pe stâmpă. Nu, în mal, nu-i. Nu, în mal, de jos îmi ies îmi ia. Eu am văzut, dar de ce să continuă apă? Este pe rău acolo. Dar conducta noastră e sus, deasupra, nu mai am mutat-o, nu mai e primar de drum. Dar nu trece pe marginea drumului pe marginea șoselei? Nu. Nu. E izvor așa de putere? Da. Acolo s-a trăit izvor. Nu e treaba noastră, e treaba proiectată. Am la cineva, pe la vrumul care îi spartă și cuci de la ei. Dom'le, secretar, izvorăște? Am găsit o conductă din asta la terenul de spor, la Fecele. Ia întrebați-vă, drăghiși, că știe. Ce? O conductă din care ieșea fasole.
Și cărnați? Nu urma după post. Dar să mai pun instalații în relația cu poporul. Păi dacă nu mergi în altul public, eu am probleme, nu să le agăți. Pentru ce să le pun doar ca să le agăți? Dacă nu am continuitatea funcționării iluminatului, ce să fac? Pentru ziua, așa, ornament. Dar mă, ca ziua, la prin divini ăștia, buton, vezi în ziua, sara. Eu zic să am organizat câte unul cu buton. Dar nu-i problema, că dacă mi-arată, mă duc și le aprind de domnul dracului de buton, că am băgat și așa odată când nu era alea. Vine să rezolvă zilele. Fazele, domnule. Astăzi consemnăm... A zis ziua lui, nu poate să realizeze despre ce lucru. Prea fericit. E prea fericit, doar. Fericit, are de. Eu cred că editați filmările astea, nu le dau. Mai pune și matea de bipuri acolo. Mai bipuiți-ne, că scăpăm și noi bulie de aici. N-am interes. Păi am de n-am prea simțit. Domnul președinte, suntem de acord, putem pleca? Nu, trebuie să supunem, dar s-au încheiat discuțiile, mă rog, că nu mai are tot o multe și mă rog. Am uitat să vă spun că pentru marți, dacă vreți să consumați ceva, era bine să doar secretar, nu mai completați pe asta. Cu ce trebuie marți, nu au cuvinte? Păi e ziua lui domnul Dura. Păi ce să vede? Marți, e ziua mea. Păi dar toată lumea, toată lumea. Păi dacă azi e luni, marți, a viitoare, nu-i tot ziua, dar... Domnul Dumnezeu, le fac cadouri pentru copii? Da. Acum am privit la dumneavoastră lista cu numărul de copii care își frecventează... Așa. Cursurile școlare și urmează să dăm comandă, să primim factură, să achităm și marți să le dăm în urma colindului, să le dăm. Dacă colindă frumos, dar așa... Acum, dumneavoastră, apreciați, eu nu pot să... Orice efort trebuie răsplătit. Cât de mic copil? Fără discuție. Dacă am văzut la servința seara, ați văzut ce-a făcut primarul, așa că... N-aș vrea să fiți în pielea lui Vasile. Se visare așa europarlamentar, da? Șasele de europarlamentar. Dar văzut ce cu secretarul primar. Mâna dreaptă. Au aranjat Moș Crăciun și s-au dus copiii zic colind de ăsta și ăsta cu ea poarta primarul. Și domnule, și primarul cu chis poarta. Și anul trecut a făcut așa. Las că l-aranjeze și a organizat fata. Domnul primar, ce uite un primar la o localitate vecină. Zice, l-au făcut ăștia deputat european, domnule, că au văzut Iohannis că le dădea cadouri la copii și așa. Hai să facem și noi. Luăm fondul de la școală, zice, și luăm cadou pentru copii. Și în paralel, doamna secretară cheamă și prefectul. Îl invită, mai bine. Păi da, îl invită, dar vreau să știe primarul. Aia, a? Când a venit prefectul, l-a găsit pe ăla cu mici, oamenii cu mici, cu mici, bă, dau primarul gratis de băută. Bă, Vasile, da, da, ai din banii primării. Nu, domnule, din banii mei. Bă, dacă din banii dai, felicitări, bă, Vasile. Felicitări, bă, bravo. Doar să mai dai așa ceva. Ce, cum, bă, tu dai și vă chemați înăuntru, zice. Tu dai din banii tăi și eu când ți-am cerut banii, ai spus că n-ai. Eu de-a crezut, mă, hai să mai fie și unul cu cadeu aia. Da. De, mai am și o întrebare. Vă rog, cred că nu vorbiți de micii de la nu, adică dumneavoastră nu faceți treabă. Demnizația noastră crește cu rata inflației sau? Asta nu e legat. Demnizația crește la... În funcție de salară primarului crește. Demnizația domnului primar. Cum s-a mărit? Nu s-a mărit. Vă rugăm să faceți demersurile necesare. De la întâlnire nu s-a mărit. Mergeți la caserie. Adică ce ați văzut dumneavoastră astăzi pe ghișeu puro? Da. Da. Adică la Gazeta Primăriei. Ne-am uitat, da. Salarizarea este cea din 2019, da. Care nu s-a mai modificat deloc. Nu s-a și vorbeați ca să o modificăm, dar noi nu putem. Chiar dacă am vrea. N-a crescut indemnizația prin lege. Primarul și viceprimarul, eu găsesc în lege aici și un artificiu pe care îl folosesc băieții ăștia care fac legi. Ca și nevoie. Da. Beneficiază de salariu minim din 2019. Deci salariul minim pe economie a crescut de 2 ori sau de 3 ori de atunci. Nu mai zic că mirșuie. Ca să nu crească salariul minim și la primar și la funcție de demnitate publică, i-au lăsat acolo 2019 cu același salariu. Că dacă crește salariul minim, crește și indemnizația primarului. Așa l-au lăsat ancorat în 2019 cu salariul de atunci. Lucru care este discriminare din punctul meu de vedere, pentru că toată lumea are dreptul să evolueze în funcție de prevederile legale. Dacă un muncitor din construcții a ajuns la 4.000, primarul de ce să rămână tot la 5.000? Că mai are un pic trecerul ăla cu mistria peste primar. Da?
Dacă mai stăm vreun an de zile, ajunge constructorul să aibă salariul de primar. Și nu știu dacă nu-ți convenit să duci în constructiv, stai mai liniștit, dormi mai bine noaptea acasă, zic că la primarie. Acum, salariul minim de la 1 ianuarie la construcții va fi 4.000, da. Iar la funcțiile publice, ce vorbește domnul primar, va fi de 3.000. E. Și vorbim despre responsabilități. Da? Deci de la 1 ianuarie se majorează indemnizația domnului primar și a dumneavoastră ca și indemnizație raportată la domnului cu salariul minim de 3.000. Deci nu merge la 4, nu merge la 2500, cât a fost anul trecut, adică anul în care ne aflăm. Păi nu, dar nouă nu ne-am modificat salariul minim. Noi rămânem cu 1900 și cât era atunci, nu mai știu cât era. Acum la, și la NASBA se va calcula coeficientul cu salariul minim de 3.000. Înmulțit cu coeficientul de 5. Da. 5. Deci este și curtea. Păi, au venit și au verificat, nu sunt probleme legate de lege. Nu, dar s-a promulgat, este și dată și hotărâre semnată de la tine. Deci la tine lor trebuie și indemnizațiile fără niciun fel de... Că astea sunt automate, crește salariul primarului, crește și indemnizația proporțional funcție de... Regulamentul este aprobat cu 10% din indemnizația domnului primar, înmulțită cu indemnizația care rezultă la 1 ianuarie, atunci poți să dea salariul de intră automat, scade. Atunci va face o scadere. Da, să vedem bugetul pentru anul care vine, înțeleg că e pe comisie să discută, sperăm să nu fie un buget de criză, cum s-aude, și bugetul se acționa. S-a votat în Parlament? Nu s-a votat. Păi, dar ce ai făcut? Azi intră în Parlament. Păi era la fază, la nivel de amendamente. Nu trebuie mai dezbătut în Parlament. Diseară, mai e de loc. Da. La ora 7. Sperăm că ne-a venit să se aprobe și să avem buget în februarie. Să aprobă acum. Să nu ajungem până în mai. Nu are cum să ne aprobă, are majoritatea. Cu intrarea în Schengen, nu aveți... Nu vreți să faceți nicio reproș, nu? Eu am luat decizia ca astăzi să comunicăm OMV-ului că nu mai cumpărăm de la dumneavoastră. Avem un contract de vânzare, cumpărare... cumpărare, achiziție produse petroliere de la OMV, o să căutăm să contractăm cu altcineva ca și gest de protest vis-a-vis de bătrâni. Dar de ce să fiu obligat să... Nu mai vreau să fac. Dar poate dar pot să fac și eu. Și-au bătut joc. O atitudine foarte greșită. Eu consider invers. O echipă de fotbal care retrogradează și nu face nimic, antrenorul demisionează. E adevărat. Antrenorul României trebuia să demisioneze. Scurt, nu să mă duc, nu mai iau eu la OMV, nu mă mai duc la Raiffeisen. Nu. Antrenorul trebuia să demisioneze. Președintele României cu guvernul României trebuia să-și dea demisia din start. Domnule, dai pupă mâna, domnule, eu asta cum? A, restul sunt aberați, că nu mă duc la OMV. Bă, mă duc și am de acolo, de-al dragului, că asta e. Să chem să vină un film particular, să vină... Suntem prea mici pentru tine. Nu e adevărat, cum poți tu să fii tu OMV pe drum, simt-i direct la președinte? Nu, un pic. Uniunea Europeană este un conglomerat de state care, eu știu, are eticheta unei organizații democratice. Golan. Au promovat democrația până la nivelul de carte sfântă. Mâncând lăcuți. La baza organizării Uniunii Europene sunt tratatele, care au cumva echivalentul Constituției din statele noastre. Deci tratatele sunt cum e Constituția România. Un tratat de aderare este aprobat de toți membrii Consiliului Europei și a Uniunii Europene în ansamblu. Nerespectarea unui tratat prin votul pe care l-ai dat înseamnă nerespectarea Constituției Uniunii Europene. Ce măsuri se ia din partea celorlalți împotriva Austriei și a Olandei? Păi întreb eu, pentru că democrația o vedem acolo, la Bruxelles. Noi suntem de la Corbasca, nu putem să întrebăm decât doar așa, la nivel de informație pe care o avem noi. Tratatul, la nivelul Uniunii Europene, are valoare de Constituție Națională. Dacă este tratat de aderare, prin care s-a stipulat că România, Bulgaria, Croația vor fi de la 1 ianuarie membri a spațiului Schengen, de ce nu s-a respectat? Sau regulamentele sunt, eu știu, instrumente, politici, instrumente de drept care modifică tratatele.
Un regulament. De ce nu este respectat? Asta nu înseamnă încălcarea legii? De ce nu se face? Și lumea îndreptă. Eu nu știu de ce profesorii drept nu ies. Băi, frate, eu mă duc și te reprezint la Haga, să știu, la alt tribunal internațional. Pentru că această neintrare noastră, neaccederea noastră în spațiul respectiv, ne aduce prejudicii care sunt calculate. Păi și de ce nu le cerem banii ăștia austriecilor, conducerii unei... Îndreptățit a spus cineva, domnule, dar noi putem fi solidari în condițiile în care suntem sfătuiți să cumpărăm 120 milioane de vaccinuri. Și n-am zis nimic, le-am cumpărat. În spiritul solidarității europene, hai mă să cumpărăm, să împărțim la toți în funcție de numărul de locuitori pe care nu-i avem niciodată. Și dacă ne vaccinăm de 10 ori, tot nu ne mai rămâneau vaccinuri. Dar am făcut lucrul ăsta. Astăzi, de ce nu suntem primiți acolo? Nu. Sau de ce nu suntem aruncați undeva, gata, n-am de nevoie de voi și terminăm bâlciul. Ce să ne scoate din Europa? Haideți să stabilim care e statutul unui membru al Uniunii Europene. Cu ce să mănâncă acest statut? Cine are, sunt, păi da, înseamnă că revenim la Europa cu două viteze, nu? Pentru că noi avem conducători din cauza asta. Sau suntem deja. Deci atunci despre ce vorbim? Când au venit înainte la Iohannis, când au venit OMV Petrom, au cerut gazele de mare neagră. Președintele României este cel care reprezintă politica externă. E un idiot. Da, e afirmația mea. Nu, e afirmația mea. Are responsabilități. El trebuie să ocupe. Are responsabilități de reprezentare în politica externă a României. El este. Dumnealui, ministrul de externe, ambasadorii, ministrul de interne, care a discutat la nivel de echipe cu toată echipa politică din ce au făcut, care e? Da. Domnul președinte, putem pleca? Realizat. Deci, din punct de vedere tehnic, asta este tratatul tehnic, trebuie să îndeplinim condițiile. Numai că au transformat-o în politică și s-a luat, s-a dat un vot politic României, nu s-a dat un vot tehnic. Citeam aseară pe informații o știre din care înțelegeam că Croația, nou primită în spațiu Schengen, achiziționează un sistem de securitate francez cu nu știu câte zeci de milioane de euro. În vederea modernizării sistemului de apărare națională și eu știu ce mai au. Imediat după aderare, oamenii își respectă. De ce din criteriul ăsta tehnic ne transformăm într-un criteriu de negociere? Toată ținta pe care vrem să o urmărim. De ce nu se rezumă la criteriul tehnic? Bă, ți-am dat sfaceea să le-ai făcut. Bun, în regulă. Nu le-ai făcut, mai e de lucru. Dar nu ne se spune așa. Le-ai făcut, dar nu ai ce căuta acolo. Ce s-a ascunde toată propoziția pe care nu o putem gazele din pădure, da. În special gazele interesează. Eu sunt la fel de supărat ca toți. N-ați văzut unul interesează pe fermele, închid fermele după fermele. Deci cu rușii, oamenii din România, ei nu sunt în NATO, nu sunt în NATO, au sfârșit. Prin Ministerul de Externe, nu sunt în NATO, nu sunt în NATO. Și sunt coruși. Centru spionului. Aproape 300 de mii au semnat în petiție și s-a dat asta reclamă. Că de ce noi, persoane fizice, facem opoziție la ce s-a întâmplat și guvernul, prin cei doi reprezentanți externi și președintele României, nu ia poziție oficială? Bulgarii. La bulgari. Care au spus începând de luni, adică de astăzi, cu suntem în ședință, bulgarii au hotărât. Noi luăm următoarele măsuri. Nu, mă. Noi n-am auzit la guvernul român să spună lucrul ăsta. Păi dacă e corupt, președintele, ce dracu? Acum nu putem să generalizăm. Păi nu generalizăm. Eu n-am văzut. De ce unii fac și noi nu. Domnul Zăcă, dar până am văzut pe președintele României și la televiziune să spună. Eu nu l-am văzut. Vorbeam cu niște prieteni vis-a-vis de acest aspect și mă întrebau și eu întreb și eu tot așa ca unul care nu poate să afle răspunsul din alte surse, oare noi am vrut să intrăm în Schengen? E la mici. Corect. Jumătate din populație ca lume. Oare care jumătate de filtru? Sistemul nu se vrea datorită fămilor. Dacă se deschid fămile, nu se mai fac bani. Generator de peșcheș. Da. Nu cumva producea leziune unora. Corect. Și cei
care aveau să fie lezați, au mai amânat-o pentru 10 ani măcar. Sistemul de vamă de România e un filtru prin care toată lumea face bani. Nu toată lumea. Cineva produce. Dar vă aduți aminte. Asta înseamnă de la președinte. Vă a intrat președinte, prima decidere a făcut-o în vânt. Că vezi, doamne, oamenii și sunt corupți. Dar s-au oprit acolo, că influențele erau prea mari, adică... Că vezi, doamne, oamenii și sunt corupți. Când am văzut că și-o lua partea, hai doamne, îți dăm și ție 20% și eu cu mic. Și bă! Așa și acum. Eu am, da, la nivel de pamflet întreb și eu. Oare noi am vrut să intrăm? Nu, nu, cred că e bine. Să te cai la telefon, că aici faci cu banii și să-ți știi pe el la funde ceva. Să mai pămâiești. Așa scă una, să te cai la telefon. Da. Da, suntem pentru. Putem pleca? Bun, deci gata, nu mai aveți ce politica externă. Nu, da, adevărat, trebuia să iasă președintele României, să spune. Domnule, au fost și la pește, nu au fost la pește ca vă din. Ai cine, Ioanis? N-ai de justiția la pește. Individual, ajutați acolo. Să prind acolo. Dă proiectele în coace, dă proiectele. Dă proiectele doar și. Să le mai cunoaște acolo. Hai, votăm la grup și terminăm la vot. Dacă sunteți de acord cu votarea proiectelor, deci proiectul numărul 95 privind rectificarea bugetului local, sunt care este de acord. Proiectul numărul 96 privind dreptul de uz pentru Del Graz. Del Graz, suprafața este... De acord, împotrivă. Proiect de hotărâre numărul 97 privind achiziționarea servicii de consultanță și reprezentare juridică, dacă sunteți de acord. Proiectul de hotărâre numărul 98 privind stabilirea impozitelor, asta ar fi trebuit să o votăm după ce ne explică, dar... Dacă sunteți de acord, abțineri împotrivă, te abții? Foarte bine, două abțineri. Cine? Eu și Munteanu. Mai să fiu pentru? Păi nu asta cu... Am notat, două abțineri. Da, 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 până vine domnul să ne... Deci majoritatea a fost hotărât. Două abțineri. Da. Proiectul de hotărâre numărul 99 privind prelungirea termenului de valabilitate al planului de urbanistic zonal. Se abține cineva, vă rog? Nu. Și proiectul de hotărâre numărul 100 privind înființarea serviciului de asistență comunitară. Comunitar, da. Dacă sunteți de acord? Sigur. Vă mulțumim frumos. Eu chiar vreau să-l felicit pe domnul Iremia că a trecut toate proiectele hotărâri în mandatul lui, fără nicio abținere. Eu zic că au apărut două.